Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem acasă la Leo și la patroana. Patroana este în bucătărie, aranjează și gătește. Leo este aici la el în cameră și vreau să vă spun de aici, suntem la Leo în cameră. Leo stă pe telefon și vreau să vă spunem Romanesca că Francesca. da, pe lângă faptul că te-a lăsat Francesca, am fost astăzi în piață la Broșteni. Am fost în piață și m-a lăsat Francesca. Am Da. zis să am tăiat toaia să vină și Francesca și n-a venit. Am înțeles, prieteni. Am luat 2000 oaie și am venit acasă. Și acum Leo stă la căldură. Afară e frig. Nașule, vezi că eu plec, ai grijă de tine. Mă duc acasă. Stai, bă, nu stai unii, că vine listică. Nu știu ce treabă am eu cu ea. Vezi că eu plec. Unde ai plecat? Plec, te las. Nu mai stai aici. Nu mai. Hai, bine, pa, pa. Bine, pa. Așa că, prieteni, plecăm și noi acasă la noi, că avem treabă. Ia uite aici vopselele unde le-a luat Leo și materialele, spoturi. A venit un prieten după mine cu un Audi A8. Ia uitați, ne sună. Ia uitați-l și pe Aristică cu Tuciu. Ce faci, domnul Aristică? Pe asta, lui Leo. O, încet. E înăuntru, cine e acolo? Da, nu e nimeni. Du-te la el. Cine e acolo? Ce faci, bosule? Stinge muzica puțin. De ce? Ce faci? Să bine, tu? Bine, da? Da, prieteni, suntem aici în Audi. Suntem cu Nono. Lasă încet, nonule. Știu că ai mulți, că ai putere. Stai liniștit. Da. Da, prieteni, acum ne mergem și noi la noi acasă. Revenim puțin mai târziu. De acasă, de la mine. Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem la Dunăre, nu știu dacă se vede. Suntem la Orșova, dragi prieteni. Și vreau să vă spun că, prieteni, am venit și eu să mă mai plimb puțin, că m-am plictisit, prieteni, atâta am stat, prieteni, la stre. Aia de m-am plictisit, am luat o razna, prieteni, datorită certurilor, datorită scandalurilor, datorită n-ați văzut ce e acolo, prieteni, vă spun sincer, este un haos total la Strehaia. Și ia priviți, prieteni, cât de frumos este la Orșova. Ia uitați, frumos, liniște, aer curat, tot ce trebuie. Ia uitați, stați în... Am revenit și eu, prieteni, vlogul. O să trec și eu strada, neregulamentar. Sper să nu mă vadă poliția. Și vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Pe lângă faptul că a trecut o șopârliță pe aici și sunt anvelope de tir și scrie ceva pe acolo care nu știu ce scrie, este un indicator. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant, prieteni, și anume că la noi, la Orșova, este un concurs cu canoe, nu știu exact. Să nu-mi cadă telefonul, că nu am trepied. Ia uitați, prieteni, cum înoată canoele la noi, la Orșova. Ia uitați. Hai, 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 bă, hai! Ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Ia-l, mă, ia-l! Mamă, deci cum se zguduie asfaltul, prieten, când trece tirurile pe aici. Deci se zguduie în ultimul... Mamă, ia uitați cât de mișto înoată, prietenii, aceste canoe pe marginea superbă a Dunării, aici la noi, la Orșova. Ia uitați, prieteni, cât de frumos, cât de peisaj este de frumos. Stai să fac așa, să reduc cu motorul.
Ia uitați. S-au îndepărtat foarte mult, prieteni. Mai sunt aici câteva canoe, vedeți? Vedeți, prieteni? Ia uitați. Este concurs de canoe, prieteni. Deci nu știu, prieteni, dar mi se pare ceva foarte frumos că la noi, la Orșova, încă se ține cu acest concurs de canoe. Ia uite-ți. Mamă, cât de mi-e frică să nu cade telefonul pe aici. Lăsat mașina unde m-a clansonat tirul, dar nu știu de ce. Prieteni, deci efectiv sunt foarte multe canoe pe aici. Nu știu exact de unde pornesc. O să mergem chiar acolo să vedem mai multe. O să pun pauză. Deci canoele nu prea se mai văd bine pe filmare. Deci, oricum, încercăm să aflăm mai multe, să mergem acolo la mulțimea aceea de copii, de oameni, să ne spună câteva despre acest concurs de canoe. Singurul lucru care nu-mi place, că am luat pe aici și am venit pe jos. Mi-am lăsat mașina undeva prin parcare, am zis să mai fac puțină mișcare. Și iau bastonul. Să vedem ce se întâmplă, nu știu, să mergem acolo jos la dunăre, să vedem mai mult. Să vedem dacă avem voie să coborâm. Este foarte mult zgomot de la aceste tiruri, de la aceste mașini. Cu ocazia asta, prieteni, mergem și vedem și acest minunat loc amenajat. Acest loc de joacă care a fost amenajat proaspăt recent acum, anul trecut. Sau ceva de genul, că înainte nu era, când treceam pe aici, nu vedeam nimic de genul ăsta. Văd că au făcut ceva foarte frumos aici, administrația orașului. Să vedem, prieteni, dacă putem să o luăm pe aici, să explorăm. Sper să nu cad pe aici, prin Dunăre. Ia uitați, aici este locul de joacă, probabil nu prea vă interesează. Dar aici este partea interesantă, prieteni. Ia uitați. Să o luăm pe aici, prieteni, dar ne... Deci, efectiv, dacă o luăm pe aici, nu prea... Prieteni, ce spuneți? Să o iau pe aici? Mamă, sunt niște scări foarte abrupte și dacă nu ești atent, poți să te lovești. Nu, hai totuși să mergem la... Că nu, n-aș vrea să îmi cade telefonul sau să pățesc ceva. Ia uitați cât de frumos este, prieten, liniște, aer curat, Dunăre aici în stânga, se vede podul care trece peste Dunăre și care face legătura între viaducte și Orșova și
Deci, efectiv, dacă veniți de la București și vă duceți către Timișoara, imposibil să nu treceți pe aici. Imposibil, numai dacă o luați pe autostradă. Asta este altă poveste. De aici, de sub pod, au plecat canoele. Vedem că pe aici sunt și niște conducte. Nu știu ce. De ce sunt conductele astea pe aici? Dar probabil înseamnă ceva și astea. Deci, prieteni, că aici au plecat canoele. Ia asta să vă arăt. Se pare că nu mai este nicio canoe. Ia uitați. Aici sunt foarte mulți copii, pentru că este și săptămâna altfel, prieteni. Și se pare că copiii au ieșit la joacă. Uite, pe aici mi se pare mai accesibil, uitați, prieteni, cât de frumos este. Oh, să nu cad. Ops, mamă, deci pe aici sunt și vitre, prieteni. Și păcat că nu am undița la mine. Op. Mamă, deci dacă cad aici, amânec. Ia uitați, prieteni. Hai că aici deja este puțin mai liniște. Mamă, cât de frumos este. Ia uitați. Vin canoele. Vin înapoi. Vin canoele înapoi, prieteni. Incredibil. Incredibil. Ceea ce mi se pare uimitor este că nu este niciun semn de... Deci să-mi scrie cineva sau... Să scrie pe semn ceva, să zică că n-am voie sau... Deci avem voie în România, avem voie să venim la Dunăre, ceea ce mi se pare un lucru incredibil. Ia uitați canoele, ce frumos înoată. Păcat că n-a venit și Anca cu noi. N-am vrut să vină, Darius este la școală, la Strehaia. Prieteni, miroase a pește pe aici. Deci, efectiv, se simte mirosul de pește din apă. Ceea ce înseamnă că este foarte mult pește aici la Dunăre. Uita, se vede mănăstirea Sfânta Ana, care este pe margine acolo sus. Care am fost mai de mult, vedeți? O vedeți acolo sus, în vârf? Deci, prietenii, am cam obosit. Am lăsat mașina undeva la un kilometru distanță de aici. N-am vrut să vă arăt canoele, dar nu le-am prins. Uite, vedeți aici că... Asta este un postament. Când vine bărcile pe aici, vin bărcile și te îmbarchezi pe aici. Se aude ceva, prieteni. Locul 1, locul 2. Să vedem dacă putem să mergem pe aici. Ia uitați, prieteni, aici dacă se văd peștii, nu se vede niciun pește. Ia uitați. Prieteni, am revenit. Ia uitați aici undițele. Sunt la pescuit. Deci pe marginea Dunării. Uitați prut acolo, prieteni. Aștept să tragă peștele. Ia uitați, vedeți pruta?
Uitați, mai este una acolo. Păcat că n-a venit și Leo cu noi. Iată-ți, frumos, liniște, aer curat. Se vede Valea Dunării, ia uitați, lângă Orșova. Să vedem să prindem și noi un rechin aici. Revenim când prindem captura. Da, prieteni, și mi-a spus cineva că de fapt nu este nicio întrecere cu canoele, este doar un antrenament. Ia uitați canoele, se văd. Prieteni, mai aruncăm o dată undița. Cu speranțe noi. Prieteni, nu am prins nimic, am stat aici de 2 ore, așa că plecăm înapoi la mașină. Uitați copiii aici în săptămână altfel, părculețul copiilor de aici de la Orșova. Ia uitați, ce să vă mai arăt. Hai să plecăm înapoi, luăm pe aici. Ne-am mai relaxat puțin cu peștele. Din păcate n-am prins nimic. Dar asta este. Câteodată mai prinzi, câteodată nu. Facem și noi ceva antrenament aici. Mișto sunt astea, foarte, foarte faine. Hai să-ți facem și pe asta. Ada, stai că mă trebuie să mă pun aici. Ada, asta nu-i prinsă bine, pot să cad de aici. Ce drăguță este banda asta de alergat pentru copii. Hai, da, și astea. Asta acolo avem teren de tenis. Ia uitați drona deasupra. Nu știu dacă se vede. Ia uitați drona. Cineva filmează cu o drona. Ia uitați și băiatul cu drona. Ia uitați aici. Uitați, prieteni, cu dronă. Cam atât a fost plimbarea noastră, prieteni. De aici, de pe malul Orșovei. Să ne îndreptăm către mașină. Revenim, prieteni. Uitați cum se vede. Uitați, prieteni, se vede. Asta este Orșova. Tot ce vedeți aici. Acum, prieteni, mergem la mașină. Și ne întoarcem acasă. Îmi pare rău că n-am prins niciun pește. Ca să vă arăt... cum sunt pești aici la Orșova. Așa că, prieteni, eu vă salut pe toți.
aici de pe malul Orșovei. Vă doresc multă, multă sănătate și multă liniște. La revedere! Uitați, prieteni, suntem la Orșova. Uitați cât de frumos este Orșova, Mehedinți. Uitați pe pescărușul.